Proiectul ECO a fost lansat de Casa de Cultură Traian Demetrescu, iar protagonist a fost artistul vizual Dragoș Marica. Acesta a făcut fotografii astăzi craiovenilor care au trecut prin piața Mihai Viteazul. Ideea a început de la un domn german, care tot așa a început ca mine, fotograf, și i-a pornit deodată să facă poze la mai mulți oameni, să observe dacă fețele lor sunt simetrice sau nu. Iar după această idee a început totul să despartă fața în două, să pună în oglindă și ca să observe simetria reală a oamenilor. ECO s-a dovedit a fi un experiment fotografic pe gustul craiovenilor. Îmi place, este o idee nouă, până acum nu s-a mai făcut așa ceva în Craiova. Sper să fie cât mai mulți care să vină să facă parte din asta. Fotografiile vor fi prelucrate digital pentru a deveni simetrice. Rezultatele experimentului vor fi afișate pe pagina de Facebook MDC Photography pe 18 octombrie.